mai prezentăm, știi cine suntem noi. Am o surpriză pentru când știi, dacă mi spui tu de la cine, rămânem și noi după aici. Oare de la cine? La părinții mei. Nu, de la părinții tăi, poate să mai știu de la cineva. De la mine. Iar ar mai și o opțiune. Acum mesajul de felicitare. Așa. Felicitări cu frumoasa aniversare a celor 18 ani. Îți urăm o viață bogată, în momente fericite, emoții de neuitat, trăiri intense, experiențe deosebite și întâlniri calde cu cei dragi. Fie ca viața să ți ofere doar surprize plăcute, să te facă să zâmbești și să fii recunoscătoare pentru tot ceea ce ai. Să pășești cu dreptul în această etapă, să ai parte de mari succese și realizări deosebite, iar familia, prietenii și oamenii dragi mereu să fie alături. Am dorit să ai parte de cât mai multe posibilități și succes major în orice vei face, încredere în propriile forțe pentru a-ți atinge dorințele. Să ai parte de sprijin fidel din partea rudelor, dragoste sinceră și să-ți fie sufletul plin de bucurie, liniște și succes. Fie ca sănătatea, bucuria, armonia și încrederea în sine să-ți fie cel mai fidel însoțitor în drumul vieții. Să mergi încrezut spre visele tale, să iubești ceea ce faci, să faci alegeri corecte și mereu să ai parte de cele mai bune rezultate. Iar aceste cuvinte frumoase vin din partea frumoasei tale familii și an anului Vitalie aflat peste hotare. Din inimă pentru Crina, la mulți ani! Acest mesaj pe listare, rămâne la tine, Crina! Dar tu n-ai să-l poți. Nu, iar dă-i buchetul nostru de flori, cuiva să-l țină și așa e tortul nostru frumos. Că așa cum nu poți fi zi din astea de baloane, o să iei și nu iei și baloane, o să iei și lângă tine să-ți faci. Foarte, foarte mult, chiar deloc nu m-am așteptat, mai ales că nu m-ați felicitat. Și serios, și părinții mei foarte tare, foarte tare iubesc și m-am neftat de tot, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc mult. Băiatul meu.